Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. dragi ascultători, odată cu episodul desfășurat în grădina Ghețimani, episod prezentat de Luc în acest capitol 22, cred că trebuie să ne gândim din nou la faptul că iertarea noastră nu a fost o simplă alegere a lui Dumnezeu. Nu a fost vorba numai despre faptul că Dumnezeu a ales să-L trimită pe Fiul Său în această lume pentru ca noi să fim mântuiți. Din durerea pe care o resimte Domnul Isus, frământarea Lui, ne dăm seama că nu a fost deloc simplu să ia asupra lui păcatele noastre. Pentru că, de fapt, aceasta a făcut. Gândiți-vă puțin la cele mai groaznice lucruri care se întâmplă printre noi, oamenii: toate crimele, atrocitățile, lucruri care adesea nici măcar în rândul animalelor nu se întâmplă. Toate acestea sunt păcate, și aceste păcate au fost luate de Domnul Isus asupra lui. Le-a luat asupra lui pentru ca noi să fim eliberați de ele, noi să fim izbăviți noi să putem intra în prezența lui Dumnezeu. Domnul era deja în Ierusalim, conștient că momentul crucificării era mai aproape decât oricând. Deja se făcuseră ultimele pregătiri pentru acest mare eveniment. Domnul fusese deja în camera de sus, acolo unde instituise cina, care avea să fie o amintire peste viacuri a ceea ce a făcut el pentru omenire. Chiar în acea ultimă seară le-a arătat ucenicilor pentru ce venise el pe pământul nostru. După petrecerea acestor momente, Domnul ia cu el pe ucenici, mai puțin pe cel cel îl vânduse, și se retrage pentru rugăciune, așa cum era obiceiul. Dar să urmărim textul și vom vedea dramatismul rugăciunii Domnului Iisus din grădina Ghețimani. Apoi s-a depărtat de ei ca la o râncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, Facă-se nu voia mea, ci a ta. Cât de departe puteți arunca o piatră? Atât de mult s-a depărtat domnul nostru de ucenicii săi când s-a dus să se roage. El s-a rugat ca cel pahar să fie înlăturat. Acest subiect a iscat multe controverse. Unii sunt de părere că domnul se temea să nu moară înainte de a merge la cruce. Vreau să fiu dogmatic, dar nu văd niciun sens în această teorie. Nu există niciun merit într-o cruce romană. Lemnul. Nu are niciun merit. Meritul este numai al Celui care a murit. Dacă ar fi murit în vremea noastră, când se folosește scaunul electric, de exemplu, moartea lui ar fi avut aceeași valoare. Dacă Hristos ar fi murit în grădina ghețimani, moartea lui ar fi avut aceeași valoare ispășitoare. Paharul era crucea și nu mă refer la suferința morții, ci la faptul că el a fost făcut păcat pentru noi. El este Sfântul lui Dumnezeu. Când păcatul meu a fost pus asupra lui, acesta a fost un lucru respingător. Nu știu de ce noi ne închipuim adesea că suntem atrăgători pentru Dumnezeu. Păcatul meu pus asupra lui Hristos a fost respingător, îngrozitor. A fost teribil, și pentru o clipă el s-a răzvrătit împotriva acestui lucru. Când era în Grădina Ghețimani, în Umbra Crucii, Ispititorul a venit din nou să-i ofere Domnului Isus coroana fără cruce. Cu toate acestea, Domnul Iisus venise să facă voia Tatălui, așa că a spus, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Vedeți, El s-a predat voii Tatălui, deși a purtat păcatul meu și al vostru, și lucrul acesta a fost atât de respingător. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A existat un înger și atunci când Domnul a fost ispitit în pustie, dacă țineți minte, și iată că apare unul și acum în grădină, când satana a venit să-l ispitească din nou. Luca este singurul care menționează acest fapt. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. Numai Luca ne spune că sudoarea Domnului Isus se făcuse ca niște picături mari de sânge. Domnul a avut o reacție fizică impresionantă față de agonia și conflictul căreia îi făcea față. Nu știu să explic ce s-a întâmplat, și nici nu-mi propun să încerc. Cu toate acestea, nu sunt impresionat de explicațiile biologice oferite astăzi. Îmi dau seama că unii medici creștini foarte buni au venit cu explicații interesante, dar pe mine unul nu mă impresionează. Domnul Isus și-a vărsat sângele pentru mine, iar eu mă închin înaintea lui cu reverență pentru acest lucru. Niciunul din cei răscumpărați nu a știut vreodată cât de adânci erau apele. Sau cât de neagră noaptea prin care a trecut Domnul. Și totuși, El a făcut-o pentru a găsi pe oile pierdute. Inima lui Hristos a fost frântă din cauza condiției noastre, a stării noastre de oameni pierduți. El și-a vărsat sângele și a murit pentru libertatea noastră veșnică. Domnul Isus a spus: Eu am venit pentru ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul a iubit atât de mult această lume pierdută încât a mers până la cel din urmă adânc al iadului pentru a-i putea oferi omului mântuirea. Iar lumea îl respinge cu dispreț pe Sfântul lui Dumnezeu, Mântuitorul fără pată care a fost făcut păcat pentru noi. Îngăduiți-mi, dragi prieteni, să vă întreb ceva: l-ați respins și voi pe Domnul Isus? Îl disprețuiți? Sunteți nerecunoscători față de ceea ce a făcut pentru voi? Stați în liniștea din ghețimani, liniștea acestei grădini și ascultați. Ascultați suspinul sufletului său. Auziți voi cum cad picăturile acestea de sânge? Uitați-vă cu atenție în grădină și acolo, lângă un măslin, îl veți vedea plecându-se într-o rugăciune chinuitoare pe mântuitorul care a luat asupra lui umanitatea mea și a ta. A doua zi el a mers la cruce. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. E găsit adormiți de întristare și le-a zis, Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute. Și Isus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vin tu pe fiul omului. Acesta este cel mai josnic act de trădare înregistrat vreodată. Este groaznic și demn de dispreț. Iuda cunoștea locul în care Domnul obișnuia să se retragă și a dus acolo pe dușmani. Sărutul este o emblemă a dragostei și afecțiunii, dar Iuda l-a folosit pentru a-l trăda pe Isus Hristos, ceea ce face ca actul lui să fie și mai respingător. Observați că Domnul nostru, în umanitatea lui, nu se deosebea cu nimic de ceilalți oameni. Era nevoie să fie identificat într-o mulțime. Acesta este momentul în care Domnul a fost dat în mâna oamenilor păcătoși. Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Isus a luat cuvântul și a zis, Lăsați-i, până aici! Și s-a tins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Isus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui, Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Ucenicii au fost de părere că era momentul să folosească sabia pe care o aduseseră. Dar nu era momentul pentru sabie, pentru că Domnul Isus se afla pe drumul spre cruce. Sabe era pentru protecția lor personală după ce Domnul nu va mai fi cu ei. Întunericul și lumina s-au întâlnit la crucea lui Hristos, dragii mei. După ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Dați-mi voie să spun că este periculos să-l urmezi pe Isus de la distanță. Așa a făcut Petru. Isus este arestat și adus înaintea lui Caiafa, marele preot, pe placul Romei. Ana, socrul lui, era de fapt marele preot, în conformitate cu legea lui Moise. Isus a fost adus mai întâi înaintea lui Ana, cum ne spune evanghelistul Ioan. Unii cred că Ana a fost cel care a orchestrat complotul pentru prinderea Domnului Isus. Aici are loc o adunare a sinedrului. Petru se îndrepta spre căderea sa rușinoasă, urmându-l pe Domnul de la distanță și alegându-și o companie nepotrivită. A aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos, Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis, Și omul acesta era cu el." Dar Petru s-a lepădat și a zis, Femeie, nu-l cunosc." În timp ce se desfășura farsa procesului lui Isus, Simon Petru se luptă cu o ispită grozavă. Șapta unei servitoare îl face să se lepede de domnul lui. În acel moment... Lui Petru era rușine să fie recunoscut dreptul un ucenic al lui Isus. Vă mai amintiți că Domnul Isus îl avertizase pe Petru cu privire la această ispită? Domnul îi spusese că Satan este cel care i-a cerut să-i cearne, adică să-i încerce. Petru a declarat atunci că el este gata chiar să moară pentru Domnul. Acum este foarte adevărat că atunci când au venit după Domnul, Petru a fost cel care a dat dovadă de curaj și l-a lovit pe slujitorul marelui preot, tăindu-i urechea. Dar iată, acum este dovedită slăbiciunea lui Petru. Pe de-o parte folosește cuvinte mari, iar pe cealaltă parte el neagă orice legătură cu Domnul. Ne-am aflat și noi oare în această situație? Fie ca Dumnezeu să ne ierte la șitatea și slăbiciunea, așa cum l-a iertat și pe Petru. Un alt lucru pe care trebuie să-l remarcăm aici este acela că Petru s-a lepădat de Domnul nu pentru că Domnul a vrut așa, I-am auzit pe unii spunând că Dumnezeu a făcut ca Petru să se lepede. Vedeți, nu a fost manipulat de Dumnezeu pentru a se împlini ceea ce anunțase. A fost alegerea lui Petru, a fost, mai bine spus, slăbiciunea lui. Dragii mei, dacă cădem, dacă comitem păcate, în niciun caz nu putem să-l acuzăm pe Dumnezeu de eșecul nostru în ascultare. Este slăbiciunea noastră, este lipsa noastră de veghere. Pe de altă parte, această cădere a lui Petru a fost o lecție pentru el. Domnul i-a spus încă de la început că după ce va trece de această încercare, el, Petru, va fi unul care îi va întări pe ucenici. Dacă ne amintim un pic despre Petru, ne dăm seama că avea o fire impulsivă și nu stătea să analizeze prea mult o situație. El trecea imediat la acțiune și, din pricina aceasta, adesea greșea. Poate că și în relațiile cu ceilalți era la fel aspru, cu judecată pripită, neîndurător. Ei bine, această experiență l-a mai înmuiat pe Petru. De acum a fost capabil să aibă mai multă înțelegere. Dragii mei, fără să trecem prin anumite experiențe, nu cred că avem o înțelegere adecvată asupra acestora. De aceea, poate, suntem și atât de intransigenți cu lucrurile și faptele pe care nu le putem înțelege. Gândiți-vă la Petru și citiți mai apoi epistolele sale, Veți descoperi acolo o înțelepciune patriarhală, care este aceluiași Petru, dar transformat și format de experiențele pe care le-a avut. Cred, dragi ascultători, că această experiență a lui Petru a fost așezată aici ca un punct de reflexie pentru noi. Trebuie, pe de-o parte, să fim încurajați atunci când trecem prin diferite teste sau încercări, pentru că știm că acestea vor revela ceea ce suntem noi cu adevărat, Vom cunoaște mai bine motivele pentru care să ne încredem și mai mult în dragostea lui Dumnezeu. Apoi, încercările acestea ne dovedesc și dragostea și puterea de iertare pe care o are Dumnezeul nostru. El iartă și restaurează, așa cum a făcut o și cu Petru. Un alt aspect important surprins aici este acela al experiențelor pe care le dobândim și care pot fi folosite în sprijinul altora. Înțelegând ce se petrece cu anumite persoane, în anumite situații, putem fi un sprijin pentru ei și putem îndrepta către Dumnezeul care ne-a izbăvit și pe noi din situația asemănătoare. Dar să mergem mai departe în Evanghelia după Luca, capitolul 22, acest episod al lepădării lui Petru. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. O altă persoană l-a identificat drept ucenic al lui Isus, în timp ce Petru încerca să se alăture altui grup. Din nou, Simon Petru a negat și s-a retras către un alt loc. De data aceasta, punctul lui slab, care consta în vorbă multă, l-a făcut să dea de necaz. Vorbirea lui l-a dat de gol și cei din jur și-au dat seama că este din Galileea. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Dragi prieteni, dacă Petru ar fi lăsat lucrurile așa, acesta ar fi fost sfârșitul lui. Poate că și el ar fi sfârșit ca Iuda Iscarioteanul. Dar iată ce s-a întâmplat. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese domnul. Înainte ca să cântă cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Simon Petru îl iubea pe Isus și a fost sincer când a spus că îi va fi loial, dar nu-și cunoștea slăbiciunea. Nu ajunsese încă în punctul în care să recunoască faptul că nu este nimic bun în firea lui pământească. Petru a plâns. Acestea au fost lacrimile unei adevărate pocăințe. Orice copil al lui Dumnezeu se poate întoarce la Dumnezeu după ce a greșit. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, spune Ioan în prima sa epistolă. Simon Petru a fost la fel de rău ca Iuda. El nu l-a vândut pe Isus, dar s-a lepădat de el. Diferența dintre Iuda și Petru a fost aceea că Petru s-a pocăit. Domnul s-a rugat să nu se piardă credința lui Petru. În tot timpul acesta, Domnul Isus era la discreția prozilor și slujitorilor marelui preot. Oamenii care păzeau pe Isus îl bat jocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, Prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Mari preoți și bătrânii l-au dus pe Isus la casa lui Ana. Ceea ce au făcut ei era o ilegalitate, pentru că nu îl puteau reține pe Domnul fără nicio acuzație, dar ei l-au ținut până ce au formulat una în adunarea Sinedrului. Vedeți, ei l-au arestat pe domnul fără să aibă un plan pus la punct. Lucrul cel mai interesant este că nu au avut de gând să-l prindă atât de repede. Probabil că Iuda s-a dus și le-a spus, mai bine veniți să-l luați acum cât încă mai puteți, gândindu-se că Isus ar putea pleca din cetate. Sigur că domnul nu avea intenția de a face acest lucru. Ați observat vreodată cât de multe lucruri ilegale au fost în procesul Domnului Isus? Conducătorii religioși l au arestat pentru încălcarea legii moizaice și totuși ei au încălcat aceeași lege pentru că l-au judecat noaptea și prin luarea unei decizii în aceeași zi în care a avut loc procesul. Lucrul acesta era ilegal conform aceleași legi. De asemenea, marele preot și-a sfârșit haina, ceea ce era de asemenea interzis de legea lui Moise. Conducătorii religioși l-au dat pe Isus pe mâna soldaților până când au reușit să formuleze o acuzație. Dacă un prizonier era condamnat la moarte, soldații jucau un joc cu el. Acesta se numea Mâna Fierbinte. Fiecare soldat lovea cu pumnul în față pe prizonierul legat la ochi. Numai un soldat nu lovea. Apoi se scotea legătura de la ochi și prizonierul trebuia să ghicească cine l-a lovit. Au jucat acest joc de mai multe ori, încât fața lui Cristos a ajuns o rană deschisă. Mă îndoiesc că mai putea fi recunoscut de cineva. Fața sa nu mai arăta chip de om. Isaia spune în capitolul 52, Atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Cred că era o priveliște înfricoșătoare să vezi cum arăta Domnul după acest joc. Acesta a fost unul din motivele pentru care nu a putut să-și poarte crucea. El era deja slăbit, epuizat, când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în soborul lor. Ei au zis, Dacă ești tu Hristosul, spune-ne." Isus le a răspuns, Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Sinedrul i-a pus două întrebări lui Isus. Prima, Ești tu Hristosul? Dacă Domnul răspundea afirmativ, era acuzat de înaltă trădare, pentru că orice persoană care susținea că era Mesia era considerat de romani un pericol potențial. În Psalmul 110, tatăl îi spune fiului: Stai la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi la picioarele tale. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El îi are pe toți ceilalți la picioarele Lui. Toți au zis, ești tu dar fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Aceasta era de fapt cea de-a doua acuzație. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit-o din gura lui. Acesta a fost lucrul pe baza căruia s-au înțeles să-l răstignească pe Domnul nostru. Observați totuși că aceasta nu este acuzația pe care au adus-o înaintea tribunalului roman când au trecut de la tribunalul evresc la cel roman, au schimbat acuzația. Dragi prieteni, în toate aceste lucruri este prezentă condiția noastră umană, pervertită. Este un complot al păcatului și al slăbiciunilor umane împotriva Fiului lui Dumnezeu. Este un complot al mizeriei împotriva curăției. Un complot al întunericului împotriva luminii. Culmea este că Domnul Isus este o victimă acestui complot, ci s-a lăsat purtat de bună voie aici, pentru cel mai nobil scop, izbăvirea noastră. Înțelegem noi oare lucrul acesta? El a murit ca noi să trăim. Acesta este semnul divinității. Nimeni altcineva nu poate face lucrul acesta. Dragii mei, credeți lucrul acesta și dați-i voie să facă din moartea lui răscumpărarea pentru viața voastră. El ne cere ce nu este al nostru, pentru a ne oferi ceva infinit mai bun și mai prețios, este un schimb profitabil. Faceți-l cât mai este încă vreme. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.